gata, se aprind artificiile, aoleu, ce am făcut, că n-am dorințele, trebuie să port aia, trebuie să fac aia, trebuie. Chiar ar fi bine să nu așteptăm sfârșitul anului pentru a ne schimba sau a ne seta noi obiective în viața noastră. Masa de Crăciun a fost timp de 3 zile sfințită așa cum se cuvine. În noaptea asta, din nou, vom mânca și vom bea tot ce ne dorim. Iar de mâine vom vrea minus 15 kg, uite așa. Minus 15 kg, uite așa deodată, exact. Primul lucru care ar trebui făcut este ca dorințele să fie ale tale. Nu te gândești, da, iubitul de fapt cred că ar vrea altfel. Tu spui întâi dorințele tale și pe iubitul integrezi la mediu. Uite, vreau în 2 ani de zile să am 6 case. Avem mai multe sectoare ale vieții. Primul este sănătatea. În al doilea rând avem relațiile. Da. Și în al treia rând, bani slash carieră. Care este relația ta cu mediul? Cumva din mediu faci parte și tu, care e relația ta cu tine inclusiv? Care este relația cu divinitatea? Mai aveam partea de timp liber, distracții și în ultimul rând, hobby-uri. Mă uit la emisiunile tale și la emisiuni de genul acesta, de educație, dezvoltare, îmi place foarte mult să mă uit. Aș vrea să le explici un pic telespectatorilor noștri că dezvoltarea personală nu înseamnă numai să stai în lotus și să te uiți la stele și să meditezi. Dezvoltarea personală înseamnă ce anume? Că acolo unde nu mă descurc, apelez la un ajutor. Și aia este dezvoltare personală. Plec la niște vise, dar de fapt încep cu acțiune. Că și visul în sine este o acțiune, dar să nu mă opresc acolo. Să fac un plan de acțiune concret, palpabil, cuantificabil și bine determinat în timp. Că cineva, eu sunt bine așa, lasă-mă pe mine așa că stau de 3 ani așa, nu ești bine deloc. Chiar deloc, adică. Alege să trăiești cu ușurință și cu bucurie anul 2022. Dar cum zic? Alege, deci o acțiune. Chiar mă bucur că am venit la televiziunea română. E un simbol pentru absolut orice om s-a născut aici. TVR, adică, hei, știi? De asta e și titlul emisiunii. Să pic cu pic, săptămână cu săptămână, să ne demonstrăm că putem mai mult. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la o nouă ediție din emisiunea Eu Pot, singura emisiune de dezvoltare relațională de pe piața românească. Vă mulțumim că ne-ați urmărit în număr atât de mare și v-ați dedicat câte o zi pe săptămână, că a fost vineri, că a fost sâmbătă, în funcție de programming, propriei voastre persoane, că ați dedicat-o sufletului vostru și că ați învățat câte un pic în fiecare zi, câte ceva despre voi. În ultima zi a anului avem tendința să ne facem liste și să ne propunem multe lucruri mărețe pentru anul următor. Cât de realizabile sunt listele astea și pe pași practici ce să facem să avem un an într-adevăr mai bun, ne va spune astăzi Ovidiu Young. Bună ziua și bine ați venit în ultima zi a anului aici alături de noi. Bun găsit și mă bucur să fiu aici. Life coach, da? Un antrenor de viață. Așa, foarte bine spus, exact. Un antrenor de viață pe toate sectoarele vieții. Care ne va învăța astăzi, da, pe pași practici, cum să facem lista asta de dorințe și ce e cu disperarea asta să ne facem o listă de dorințe grandioase și să devenim, începând de mâine, o variantă astronomic mai bună față de ceea ce am fost până astăzi. Așa este, este un soi de disperare și parcă atunci când vine 1 ianuarie se apropie gata lista cu dorințe. Bine este să știm că o putem face oricând și chiar ar fi bine să nu așteptăm sfârșitul anului pentru a ne schimba sau a ne seta noi obiective în viața noastră. Dar de ce se întâmplă asta la sfârșitul anului? Este cumva pentru că atunci avem timp sau atunci suntem noi setați mental că avem timp. Pentru că timp avem tot timpul, depinde ce facem cu el, exact. Depinde cum îl planificăm. Dar atunci cumva, dintr-o inerție colectivă, se întâmplă că gata, a venit ianuarie, gata, se aprinde artificiile, aoleu, ce am făcut, că n-am dorințele, trebuie să port aia, trebuie să fac aia, trebuie. Și uite așa, trebuie să facem și lista cu dorințe. Dar ea poate fi făcută și ar fi bine să fie ajustată pe tot parcursul anului. Care distanță de la dorință, la plan și la faptă? Uneori este foarte mare, pentru unii, depinde de fiecare. Să-ți dorești este una, să-ți pui intenție. Însă, ca să ajungem să ne împlinim planul respectiv, este nevoie să și acționăm și să avem un plan foarte complet, palpabil și bine gândit, conform cu viața noastră și cu contextul și cu mediul înconjurător. Adică să avem niște targete, până la urmă, cumva realizabile. Toată luna decembrie mi-am lăsat toate poftele libere,
Masa de Crăciun a fost timp de 3 zile sfințită așa cum se cuvine. În noaptea asta, din nou, vom mânca și vom bea tot ce ne dorim. Iar de mâine vom vrea minus 15 kg, uite așa. Minus 15 kg, uite așa deodată, exact. Sau milionul de euro poimine. Cum se face trecerea asta? În primul rând ne facem o listă. Și ne facem o listă scrisă. Și chiar dacă suntem așa în era tehnologică și IT-ului, cu care sunt destul de prieten și eu, eu fac această listă și cu cei cu care lucrez facem această listă în scris, pentru că este demonstrat științific. Scrisul de mână. Scrisul de mână. Uh-huh. Scrisul de mână pe o foaie mare, mai mare decât A3. Și pentru că e demonstrat științific, acest scris formează niște conexiuni neuronale și te conectează mult mai bine la ce scrii tu acolo. Și te aduce în prezent, practic. Tu îți conectezi mintea la mână, nu la caligrafie. Poate să, chiar să-ți amintești cum se caligrafiază literele, exact, nu? Și cum bine scrii, îți aduce tot corpul, de fapt, în prezent. Astfel că o să fii acolo unde trebuie să fii. Uh-huh. Ne împărțim pe mai multe părți această coală de hârtie. Și cel puțin eu lucrez și are eficiență așa, avem mai multe sectoare ale vieții. Primul este sănătatea. Deci împărțim în 6, avem sănătate. Deci luăm coala mare albă, exact. Luăm un pix, da. Și împărțim coala în 6. Da. Bun. Și 3 sus, 3 jos. Bun. Și avem sus, în primul rând, sănătatea. Da. În al doilea rând avem relațiile. Da. Și în al treia rând, bani slash carieră. Asta pe partea de sus. Uh-huh. Mai avem totodată partea de mediu. Uite, un lucru am început așa cu ăsta, îl punem în coadă, dar de multe ori n-ar trebui să fie în de coadă. De mediu? Da, pentru că nu prea se spune asta. Relația ta cu mediu. Relația ta cu ce se întâmplă în jur. Iată, mai ales astăzi, pe stare covidiană, mediul este altfel decât acum 2 ani de zile. Uh-huh. Care este relația ta cu mediul? Cumva din mediu faci parte și tu, care e relația ta cu tine, inclusiv, într-o anumită mesiune, în anumită proporție. Și pentru cine simte, care este relația cu divinitatea sau cu alte sfere cu pe care le gândește? Spiritualitatea, credința, religia, exact. Da? O punem exact, aici. Exact, uh-huh. Fiecare cu ce are. Mai avem partea de timp liber, distracții și, în ultimul rând, hobby-uri, ce-ți place să faci. Da. Astea nu intră la distracție și timp liber? Poate intra, dar nu numai. Aha. Da? Eu prefer să le separ. De ce? Pentru că vreau să punem timpul liber ca o parte singulară, cumva, în agenda. Eu, de exemplu, și permite în meseria de freelancer, lunea este pentru mine. Când lumea se duce la servici, eu lunea zic că am administrativ. În realitate, mă trezesc când vreau, fac ce vreau și fac și administrativ. În realitate, simbolistica este că eu îmi încep ziua și poate te întrebi acum, ok, și eu poate sunt angajat și nu lucrez. Uh-huh. Da, dar tu ți-alegi, o aloci o jumătate de oră luni doar pentru tine. Fiecare, la cafea, uh-huh, unde simte, este doar pentru tine acel lucru. Bun. Da? Hobby ar însemna, are legătură și cu faptul că îți găsești menirea, că știi ce să lucrezi. De ce? Pentru ca să-ți și placă. Și de-aia eu prefer să le separ. Asta a, este... deci hobby-ul poate să devină și o sursă de venit. Nu? Absolut. Hobby-ul meu e împletitul, exact, croșetatul, eu știu să fac cercei handmade și apoi pot să-mi fac o pagină pe Facebook și să vând. Și atunci hobby și cu timp liber, da, are sens, exact, să nu-i punem în aceeași căsuță. De asta căsuță. Pentru că foarte multă lume zice, sunt nefericit, deși poate am bani, poate am familie, sunt nefericit. Păi de multe ori sursa este pentru că ești nefericit, pentru că nu faci ce-ți place. Uh-huh. Eu, de exemplu, fac ce-mi place și automat mă hrănesc din asta non-stop. Uh-huh. Non-stop. Și cam este adevărat aia, fă ce-ți place și nu o să muncești o zi. Nici o zi din viață, cam, corect. Cam da. Cam da, nu înseamnă că nu pui efort, pentru că și în acest plan sau că nu efort. Ești obosit, sau că nu te enervezi, nu ești scutit de asta în momentul în care faci ce îți place. N-ai fi om. Corect. Dar ideea este că revii mult mai repede, ești, uh-huh, rezilient, revii la forma inițială mult mai repede, pentru că ai motivație constantă, ca să zic așa, și ești creativ, vezi 360 de grade când îți place, când nu-ți place, vezi în gust. Vreau să fac doar aia, restul nu mă interesează, că hai să trenez ziua, iar vine luni, aoleu. Corect, da. Da. Bun, deci avem coala albă, am împărțit-o în 6 căsuțe și să repetăm. Deci punem
avem sănătate, da. Da, și ne ocupăm tot ce înseamnă de partea fizică, chiar și partea de stare. Da? Că faci sport, că faci meditație. Deci aici sunt dorințele legate de sănătate. Să merg mai des la control la stomatolog, să-mi fac analizele, poate niște examene medicale pe care nu le-am făcut alimentație. Până acum. Să am grijă de alimentație, să mă apuc de sport. Absolut. Tot ce ține de partea asta. Apoi avem relația de cuplu, de familie, cu familia de origine, cu prietenii, cu colegii. Și relația pe care o ai în general cu oamenii, cum vezi tu în general oamenii? Că poți să ai credințe, convingeri limitative în care să spui, de exemplu, oamenii care au bani fură sau sunt răi. Și asta este necesar de reglat aici, adică să văd cum mă raportez eu la omenire și la diverse categorii de oameni, apropo de etichete. Pentru că s-ar putea să mă afecteze, întâlnesc, vreau, eu știu, un partener de cuplu sau un suflet pereche sau mai multe sunt în viața asta, nu doar unul, paranteză așa. Dar dacă întâlnești un partener sau un potențial partener care are bani, tu deja ai un cui împotriva lui. Asta înseamnă ori că nu vei fi cu el, ori că vei intra cu el într-o relație și ceva nu o să fie bine, că tu îl zgândări acolo, pentru că el este un om rău și fură, că are bani, nu? Bun, deci asta e la dorințele legate de relații. Da, în partea de sus, sectorul bani, al treilea, da? Okay. Bani, da. Carieră, slash carieră. Și aici să vedem ce vrem să îmbunătățim, da? Și cum scriem noi dorințele astea? În primul rând, le scriem în aceste căsuțe, da. Sau extindem, da. Și le scriem conform cu ceea ce simțim noi, dar atenție că primul lucru care ar trebui făcut este ca dorințele să fie ale tale, nu ale altora. Să te asiguri că este dorința ta. Vreau casă, mașină, copil și rate. Sigur vrei? Că așa e inerția colectivă, așa. Da? Deci trebuie să te gândești și să-ți faci o analiză. Și aici intervine autocunoașterea și dezvoltarea personală. Și acolo unde am pus hobby-uri, eu de fapt o să pun și slash dezvoltare personală. Dar am vrut eu să subliniez partea de hobby separat. Asta înseamnă ca tu să-ți dorești ceea ce te mulțumește pe tine pe termen mediu-lung. Să ai și viziune. Da? Nu vreau o mașină sau vreau o soție și a doua zi nu mai am sau nu mai vreau. Faci copil, păi m-am gândit că nu sunt pregătit să am copil. Păi acum te-ai gândit. Da, surpriză, ai deja un copil. Okay. Ai îl plasezi la bunici, că e simplu. Bineînțeles, sau pleci. Da, nu. Ok, e bine să te gândești înainte să fii responsabil cu tine, păstrând o anumită doză de flexibilitate și o să vedem mai încolo ce facem cu lista asta, dar... Suntem, în primul rând, ne asigurăm că este lista noastră. După care punem acolo lucruri. Și cum ne dăm seama că e lista noastră? Ne facem, să spun așa, un role play. Ne punem noi cu noi într-un spațiu liniștit și facem un role play în viitor. Uite, vreau în 2 ani de zile să am 6 case. Punem și timp, suntem specifici. Bun. Ia, imaginează-ți că ai 6 case și vezi care ar fi viața ta. Și s-ar putea să vezi că nu mai ai timp să te plimbi în altă parte, s-ar putea să vezi că te costă întreținerea casei pe an cât costă o casă, s-ar putea să vezi că dacă nu vrei străini în casă, trebuie să faci tu curat în ele și cum o să faci în 6 case, și așa mai departe. Vizualizezi, simți și îți notezi. Cum m-am simțit? Că s-ar putea să uiți. Cum m-am simțit? Ar fi ok, n-ar fi acolo? Ia să mă mai conectez odată, ia să mai mă gândesc, am cum ar fi. Hai că poate 3 sunt suficiente, că vreau să mai și plec undeva, sau una, sau niciuna, depinde. Integrezi totul în sistemul tău. Deci după aia, pe rândul de jos, primul avem timpul liber, distracția. Asta este foarte important pentru că, din nou, nu numai că îți dă un respiro, dar te și alimentează și te aduce aici într-o zonă, hai să spunem, mai naturală. Poate vrei să mergi în natură, nu este nenatural nici să dansezi, nici să cânți. Și ce-ți mai place ție să faci? De ce? Pentru că aici te conectezi cu tine, este regăsirea de sine într-o plăcere și îți dă bucurie în viață. Dacă plăcerea omului nostru care își face lista acum e să stea pe canapea și să uită la televizor, e o plăcere pe care trebuie să o schimbe sau să o prezerve? Trebuie să o integreze. Adică, uite, mie îmi place să stau, am o canapea sau o canapea extraordinar de confortabilă, cea mai confortabilă, și îmi place, uite, mă uit la emisiunile tale și la emisiuni de genul acesta, de educație, dezvoltare, îmi place foarte mult să mă uit și acolo stau pe canapea. Ideea este că o integrez, băi, că stau pe canapea, hai să ne mai și ridicăm. Okay. N-o scot, dar o pun în procentele potrivite, da? Ce implicații are, ce generează acea dorință a mea?
generează doar faptul că cresc în greutate sau faptul că mă odihnesc și mă simt bine și mă relaxez. Cam așa. Okay. Integrăm tot. Apoi vine, am zis eu, hobby-uri, că așa am vrut eu să pun acolo, și partea de dezvoltare personală, care iarăși este extrem de importantă. Timp, bani, energie, este obligatoriu dacă vrei să ai o viață conștientă, trăită conștient, să pui în dezvoltarea ta personală. Indiferent că înseamnă că citești o carte, că mergi la un curs, că te întâlnești cu niște prieteni cu care ai niște discuții, atenție, constructive. Da? Pentru că o să discutăm și de obiceiuri de viață pe care le schimbi. Adică, ok, facem lista, dar ce facem după aia? Facem. Asta este o parte care se duce foarte bine în zona de relații, pentru că nu întâmplător este sub pătrățica cu relații, pentru că această dezvoltare personală mă ajută în interrelaționare. Dacă eu nu știu să scot două vorbe, cum să comunic cu lumea? Dacă mi-ar fi teamă să apar la televizor, cum vin eu aici să împărtășesc lucruri alături de tine? Da? Și așa mai departe. Și apoi vine sub bani, vine partea de relație cu mediul. Întâmplător este sub partea de bani-carieră, pentru că dacă vrei să faci bani, în general, ai nevoie de alți oameni, indiferent că de 1, de 10, de 1000 sau indiferent de milioane. Indiferent că sunt angajatori sau angajați. Absolut. Nu? Deci poți să contează relația cu șeful tău, contează, dar și relația cu mediul. Adică dacă eu zic, televiziunile nu sunt bune, păi atunci nu mai vin la televizor. Dar uite, în ceea ce fac eu, înțeleg că ajută foarte multă lume. Ceea ce faci tu cu siguranță, da? De aceea oamenii urmăresc și oferă niște feedback-uri. Dar dacă tu rămâi cu impresia că televiziunea este așa și pe dincolo, nu o să te duci acolo sau nu faci asta, deși tu ai în tine acel potențial și poate chiar acea chemare. Relația cu mediul îmi produce inclusiv bani concret, pentru că dacă eu sunt foarte stresat vis-a-vis de mediul în care stau, practic înseamnă că eu sunt stresat în permanență. Gândește-te că ești în casa ta și ești stresat de casa ta. Așa este și mediul. Țara, locurile, locul de parcare de la supermarket, ăla e mediul. Ce? Deci în momentul în care noi ne înjurăm conducătorii, vecinii, țara și așa mai departe, e clar că trebuie să schimbăm mediul respectiv, nu? Băi, nu-ți place în România? Mergi într-o țară schimb care mediu care sau schimb tu perspectivele, da. Așa este. Așa este. De aceea, uite, am fost așa la niște cursuri, am dat afară în străinătate și acolo ne învăța, la un moment dat, într-un curs care avea alt, era ceva legat de terapie. Era un curs de terapeut. Și ne învăța cum să vorbim despre țara noastră. Așa, aparent aici, băi, și ce legătură are, că am venit la altceva. Și a zis, nu, deci dacă tu te duci și vorbești, nu înseamnă să nu fii realist, dar dacă tu vorbești urât de țara ta, gândește-te că tu de fapt spui despre tine tu ceva. Reprezinti cât țara, de urât ești, da? Tu. Da. Foarte interesant. Da. Adică, chiar mă bucur că am venit la televiziunea română. Îmi place, deci numai simplu fapt conține acest cuvânt român, îmi place, deși eu nu sunt un naționalist sau un tradiționalist neapărat. Nu, dar TVR oricum e un simbol pentru absolut orice om s-a născut. TVR e TVR, adică, hei, știi? Așa și țara ta. Dacă eu vorbesc urât despre cartierul meu, despre vecinii mei, cum devii tu când vorbești? Urât, închis, a făcut, adres. Nu sunt bine, nu-mi place. Păi nici eluia nu o să-i placă de tine și fă tu bani atunci. Dar ai nevoie de el să-ți cumpere ceva. Sau să te promoveze, sau să. Da? De asta am insistat și pe partea de mediu, că nu prea o văd în alte wishboard-uri, ca să zic așa, și mi-mi place să-i spun active dreaming. Adică să viseze activ. Da, nu doar să stai așa în canapeaua ta comodă, exact, și să-ți imaginezi cum faci pătrățele. Să te ridici, să faci un plan, să te duci, să-ți faci abonament, să-ți cumperi încălțăminte adecvată și apoi chiar să te duci la sală. Nu? Și chiar să te duci la sală cu frecvența pe care ți-ai propus-o. Și dacă nu e frecvența pe care ți-ai propus-o, revii. Adică... nu poți să vii la terapeut, de exemplu, mi se întâmplă câteodată, vreau un job nou, de-aia nu se duce la un interviu. Eu pot să te ajut să ai un mindset, să ai o energie, să ai niște cunoștințe, să fii să eficient. Să te prezinți într-un fel, da. Exact, dezvoltare personală, unde este cazul, dar ținut aia tu trebuie să o arăți undeva. Da? Deci, insist foarte tare că de-aia active dreaming, este... partea de activ mă atrage cel mai tare de aici. Adică plec de la niște vise, dar de fapt încep cu acțiunea. Că și visul în sine este o acțiune, dar să nu mă opresc acolo, să fac lucruri concrete, palpabile și să fac practic în urma acestei wishboard, dacă vreți,
să fac un plan concret. Adică o tablă de dorințe, da. Un tablou cu dorințele absolut, pe care le avem. Un panou, fiecare cum simte. Să fac un plan de acțiune concret, palpabil, cuantificabil și bine determinat în timp. Da? Adică vreau job. Ok, ce fac pentru asta? Ce am de îmbunătățit? Când mă duc să aplic? Când caut? Când fac un follow-up? Hai să vedem ce s-a mai întâmplat dacă la 3 luni. Dacă e necesar să fac un curs nou în 3 luni. Absolut, da. Am zis ce îmbunătățesc. Da, dezvoltarea personală de acolo. Până când vreau aceste rezultate? Planul AB. Bun, apropo de dezvoltare personală, aș vrea să le explici un pic telespectatorilor noștri că dezvoltarea personală nu înseamnă numai să stai în lotus și să te uiți la stele și să meditezi. Dezvoltarea personală înseamnă ce anume? Înseamnă, ca să zic așa, de toate, că da, e dezvoltare. Exact. Înseamnă inclusiv să înveți de la alții. De exemplu, am început cu ce-mi place mie cel mai mult, ce mă întâmplă să învăț de la alții. Se spune că... Se spune, nu că ar fi fix așa, că prostul învață din greșelul lui, deșteptul din greșelul altora. Ok, bună mentalitate. În partea a doua. Da. În realitate învăși din ambele. Înseamnă să înveți, înseamnă să faci, să faci un curs, înseamnă să-ți folosești mintea foarte activ. Și asta referitoare la toate ariile vieții, adică absolut. Te dezvolți personal și în momentul în care înveți să mănânci, și în momentul în care înveți să faci exact. Sport, înveți să relaționezi, înveți să ai un cuplu funcțional, nu? Despre asta da. E vorba învăț în dezvoltare. Și dezvoltarea personală mai include și partea de împreună, adică acolo unde nu mă descurc apelez la un ajutor. Și aia este dezvoltare personală, că vii la un terapeut, tu nu o să te faci terapeut, dar înveți ceva de acolo și el și te și ajută în același timp. E inundat Facebook-ul de termenul de dezvoltare personală, e inundat de citate motivaționale și de norișori pufoși și de inorogi zburători. De-aia zic că e bine să ne facem concret lista asta, da? Și lista nu se face pe fugă între două cumpărături. Absolut. Adică din ce îmi spui tu, din ce aud eu, este că e de muncă la lista asta. E de muncă și ești tu cu tine. Și la fel, e bine să n-aștepți 1 ianuarie, unde nu te descurci pe lista asta, cere o oglindă, un ajutor, că e un coach, că e un prieten, că e cineva care poate să fie oglinda curată. De obicei e bine să fie cineva neutru, că dacă e oglindă mama, o să-și pună dorințele ei. Așa. Și atunci te pregătești pentru asta și îți faci în spațiu liniștit și insist, faci cu dorințele tale, da? Nu te gândești, da, iubitul de fapt cred că ar vrea altfel. Tu spui întâi dorințele tale și pe iubitul îl integrezi la mediu. Hai că trebuie să țin cont și de asta și chiar și la relații îl integrez, la mediu și la relații. De exemplu, dacă eu vreau carieră și mi-ar însemna că ar trebui să muncesc, să zicem, 12 ore pe zi, poate sunt dispus să fac asta 2 ani de zile, să zicem. Păi da, dacă soția mea tocmai naște și are nevoie de mine, s-ar putea să nu fie bine poziționat în timp chestia asta. Da? Deci integrăm, dar dorințele tot ale mele sunt. Și acțiunile sunt ale mele și fac asta cumva responsabil. Cumva responsabil pentru că eu o să pun timp și energie acolo. Și cunoștințe și relații și așa mai departe. Bun. Din wishboard-ul ăsta pe care mi l-ai descris acum, eu înțeleg că astea sunt cumva niște dorințe generale de viață. Dar mai există și dorințele pe termen mediu și scurt, dorințe pe următoarele 12 luni. Asta cum se aleg și cum se pun pe lista separată din lista mare, din lista principală? Îl aș pune pe lista asta, pe toată lista asta. Da, serios? Da, aș face, de-aia zic, îl fac foarte mare. Eu când lucrez, am și un eveniment. Și o să spun numele doar pentru a se înțelege ideea de acțiune. Eu spun alege să trăiești cu ușurință și cu bucurie anul 2022. Dar cum zic alege? Deci e o acțiune. Cuvântul de bază e alege. Îl pun ca să l-am pe tot acolo, să am un focus. Să am un focus. Cum sunt panourile astea frumoase aici, prefer să-l văd așa mare și cu tot ce am de făcut să nu-mi scape nimic. Îl ajustez în timp. Îl ajustez însă în timp, da? Dar vreau să am și pe termen scurt, și pe termen mediu, și pe termen lung lista asta. Și când e ok să nu bifezi din listă? Adică există acțiuni, uite, vreau să-mi iau o casă cu 15 camere, cu 3 piscine și cu teren de tenis. Da? Poate nu e plauzibil pentru anul 2022. Și când e ok să nu sufăr că nu mi s-a îndeplinit o listă, o dorință din listă? Bine e să nu suferi niciodată. Cu toate astea, viața mai spune și altfel.
Ideea este așa, căutăm să avem niște targete, mie îmi place să spun să-ți dorești ce poți și un pic peste. De ce ce poți și un pic peste și nu foarte mult peste? Pe de-o parte vreau să fie realizabil, cuantificabil acel lucru, adică dacă eu am un salariu de 2000 de lei, dar vreau să cumpăr o casă de 400.000 de euro, s-ar putea să nu fie fezabil anul următor. Nu înseamnă să nu-l pun deloc, dar pot să-l pun în 5 ani, poate sunt dispus să mă dezvolt și să ajung să am un salariu de 10.000 de euro. Așa. Și atunci pun un target realizabil și un pic peste. De ce un pic peste? Pentru că noi întotdeauna putem mai mult decât știm că putem. Pentru că vii cu credințe, convingeri limitative din societate, din familie. În România, de exemplu, foarte des întâlnită este eu nu pot, iată, eu pot. Păi de asta e și titlul emisiunii, da? Pic cu pic, săptămână cu săptămână să ne demonstrăm că putem mai mult. Da, asta e foarte important și e la fix. Deci e, cel puțin în experiența mea de cabinet, cea mai des întâlnită credință și convingere meditativă care blochează manifestarea mai ales acestor lucruri pragmatice și concrete. Și atunci pui puțin peste. Dar nu spun să nu-ți dorești, dacă vrei tu, castel în Spania, dar pune-l bine în timp. Adică fă-ți un plan de acțiune în care zici, mă, cam cât mi-ar lua mie. Uite-i să-mi iau, băi, 2 ani de zile fac numai cursuri. În 3 ani de zile pot să fiu terapeut. În 6 ani de zile pot să fiu un terapeut deja recunoscut și mai departe. Păi zici și făcut. De ce? Pentru că este planul făcut corect, cuantificat. Că te apuci de treabă. Cauți școala potrivită, cursurile potrivite, nu? Absolut. Și te ții de-a. Deci poți să nu bifezi lucrurile acolo și în momentul în care nu se întâmplă ceva. Da? Eu insist la lucrurile să fie cuantificate în timp. Adică nu vreau copil. Pe când vrei? La 70 de ani. Vreodată în viață, da. Da. Că vine unul atunci la 70 de ani și te ia de nevastă și are el copil și se cheamă că ești tu copil și asta. Nu cred că asta vrei, știi? Adică... Da. Cum se formulează corect dorințele, apropo? Foarte important, mulțumesc de întrebare. Dorințele se formează în primul rând la prezent, la timpul prezent. Adică tu spui, vreau acolo să, dar în momentul în care cer lucrul acela, eu zic, am. Deci doresc este de vibrație înaltă, nu doar vreau. Dorința este mai sus decât vreau. Vreau e așa, undeva în background. Dorința deja mă împinge către acțiune. Da, deci vreau și doresc, nu sunt sinonime. Nu chiar. Pentru că dorința deja te duce într-o zonă mai activă și este, să zic așa, mai înalt vibrațională. Vreau castel în Spania, dar eu stau pe canapea. Da, vreau, dar nu acum. Cam așa e vreau ăsta. Vreau, dar nu acum. Dorința deja îmi doresc foarte... Uite-te la un copil când zice mami, îmi doresc. Deja e să îi licăresc ochii. Dorința e mai aproape de acțiune. Mai aproape de... Și formulez aceste dorințe în primul rând pe pozitiv. Nu spun ce nu vreau, spun ce vreau. Nu folosesc negația. Deci nu zic nu vreau să mai fiu bolnav. Spui vreau să fiu sănătos. Vreau să fiu sănătos. Iar dacă vrei să faci tu așa ca o cerere, ca o rugăciune, spui sunt sănătos și te simți ca și cum ești sănătos. Da? Aici poate să te ajute ce spuneai cu meditația, dar asta vine hăt. Asta e mai încolo. Hai să rămânem la aici, la profan. Lucrurile, da? Okay. Concrete și palpabile. Da? Deci fac cererea în felul acesta, o fac, spun până când vreau lucrul ăla, deci îl cuantific în timp. Și de ce? De ce doresc lucrul ăla? Vreau un job, de ce vrei jobul ăla? Pentru că acel de ce, da? Vreau să lucrez în televiziune, pentru că sigur îmi place, mă simt bine și ce generez tu în lume? Păi uite, generez că lumea este, cu ajutorul emisiunii mele, mai conștientă de ea. Da? Ceea ce se întâmplă la tine. Faptul că am acest lucru în spate îmi dă motivație să rezist, să zic așa, sau energie să parcurg tot drumul. Pentru că stai puțin, chiar poate sunt obosită, poate nu mă simt bine fizic, poate invitatul a întârziat așa mai departe, mai apar diverse lucruri, da, dar nu o să mă supăr atât de tare și chiar dacă mă supăr, eu merg înainte pentru că știu că sunt oameni care se uită și au de câștigat de aici și implicit și eu mă simt bine, pentru că ce bucurie mai mare decât aceea de a oferi. Da? Deci pun în dorință și de ce vreau când mă duc în zona asta de a cere lucrurile. Și acum că menționez tu treaba asta, mă gândesc că atunci când tu îți scrii de ce vrei, îți dai seama și dacă vrei tu sau vrei altcineva, nu? Dacă e dorința ta de fapt. Iată, iată. Păi da, pentru că de ce vrei să te căsătorești? Păi am o vârstă.
Cât? 25. Că așa am auzit. Da? Că așa se face. Uh-huh. Păi la mine unde sunt eu deja ești bătrână la 25. Deci tu vrei deva să te cătuiești ca să nu zică lumea că nu ești căsătorită și să te stigmatize și mai departe. Uh-huh. Deci tu vrei pentru că altul vrea. Uh-huh. Haideți să facem un arc peste timp înapoi către noi și să ducem dorința la noi. Uh-huh. Eu se sesizam foarte bine, de aceea pun și acest de ce și pentru forța de a continua mai departe. Cum să facem listele pe 3 luni, pe 6 luni, nu pe anul întreg, dar nu mai vorbim de planșa asta mare de la început, astfel încât să ne încurajăm, să avem niște dorințe mai mici, să ne dăm putere și curaj că putem. Putem să și este necesar ceea ce spui tu, în această listă de dorințe nu punem doar lucrurile mari, de-aia am spus eu că punem și lucrurile mici. Și pun și lucrurile mici și imediate, pentru că eu trebuie să mă bucur de călătorie. Uh-huh. Vreau să-mi pun și, hai să spunem așa, targete ușoare. Adică vreau să-mi cumpăr o brățară ca asta. O pun pe listă și pot să o cumpăr mâine. Da? Uh-huh. Deci pun lucruri inclusiv pe termen scurt, inclusiv, hai să spunem așa, mai realizabile, pentru că am nevoie să mă bucur, nu să aștept până îmi cumpăr cele 6 case. Dar de ce oamenii au tendința ca lucrurile astea mici, foarte la îndemână, gen o brățară, să nu le mai pună pe vreo listă de dorințe? Astea sunt firești. E firesc să apeși pe buton și să se aprindă lumina, e firesc să întinzi mâna și să găsești paharul de apă. De ce ne mai bucurăm de lucrurile astea mici? Pentru că atunci când n-avem apă sau n-avem bani să ne cumpărăm apă, ne e sete și abia atunci înțelegem importanța apei. De ce ai făcut omul așa? E vorba că omul se obișnuiește ușor cu binele. Așa. Așa el făcut pentru că nu este prezent, ce vorbeam mai devreme. Uh-huh. Nu este prezent la viața lui. Nu spun acum să ducem lucrurile în derizoriu, să mă bucur așa non-stop și pentru o picătură de apă. Dar din când în când chiar bucătură, că s-a putea să oprească apa. Da, ne oprească apa și adică ca să-ți dai seama. Nu, am menționat asta cu pana de curent electric, că mi s-a întâmplat mie, că am ajuns acasă și toate lucrurile firești, să pun telefonul la încărcat, nu știu, să efectiv să ai lumină în casă, să dai drumul la apă caldă. Toate erau tăiate și atunci am conștientizat cam cât de important e butonul ăla. Da, de ce? Pentru că cumva colectivitatea, societatea în general te duce în ideea asta puțin înțeles greșită de a vrea mai mult. E foarte bine să vrei mai mult, dar nu uita să te bucuri de ce ai. Exact, dar nu uita să te bucuri de ce ai în prezent. Uh-huh. Pentru că oamenii nu trăiesc în prezent. Dacă trăiesc în prezent, n-am cum. S-ar putea să mă bucur, de exemplu, eu mă bucur când vine toamna de frunzele alea ruginii. Uh-huh. Și tabloul ăla superb, roșu, galben. Aia e în prezent. Sunt oameni care merg pe lângă acest peisaj mirific, pe uh-huh. care alții nu l-au și dau bani să vină în nu știu care țară să-l vadă, eventual la noi. Și noi mergem țeavă și ne uităm doar pe GPS. Cât mai am, hai să-l depășesc pe ăla. Bă, da, mai trage și pe dreapta, mai aruncă ăștia, adică... Sau zice, uite ce frunze galbene, ce frumoase vor fi astea la primăvară când vor fi înflorite, știi? Da. Tot pe proiecție. De ce avem tendința asta? Pentru că asta este mintea noastră duală, da? Noi avem o dualitate în creier, e bine, este rău. Uh-huh. Problema este că cu binele te înveți repede și ți se pare că ți se cuvine, da? De ce mi se cuvine? Din această goană a societății. Vreau carieră, vreau bani, nu că ar fi greșit să vrei, dar acest ritm de viață astăzi este atât de alert încât în momentul în care, și asta e eroare, în momentul în care vrei ceva, mergi numai către aia. De aceea mi-a plăcut foarte mult ce ai spus cu targetele pe termen scurt. Uh-huh. Hai să avem și pe termen scurt, că altfel riscăm să nu fim fericiți până ajungem acolo și nu știm dacă ajungem oricum. Uh-huh. Da? Practic, conexiunile noastre neuronale pentru dezvoltare, pentru a vrea mai mult, merg în crearea de noi sinapse. Dacă să zic așa, hai să mă bucur și de sinapsele pe care deja le am. Adică de obiceiuri noi și să mă bucur de obiceiurile prezente. Prezente care îmi plac, da? De-aia este acolo hobby. Okay. Și distracție. Ce hobby? Păi mie îmi place să, dacă îți place să joci fotbal, păi îți place să joci fotbal tot timpul, indiferent ce vremuri vin. Și din când în când, ca să zic așa, joacă fotbal sau citești o carte. Despre fotbal. Despre fotbal, exact. Ce se întâmplă cu oamenii care spun, eu sunt mulțumit așa, e tot ceea ce îmi doresc, am deja. E reală afirmația asta?
păi, hai să vedem, uite, dacă ziceți așa, și sigur există persoane care poate să zică așa, uite, te întreb acum, cum ar putea să fie și mai bine de atât? Ce zici? Vrei să fie și mai bine de atât? În realitate, dacă spui pe termen lung chestia asta, nu este foarte reală. Uh-huh. Adică, evident că ai dreptul în viață să și stai, cum am zis, pe canapea, dacă. Adică, e bine că ești bine, însă cu toții avem lucruri de lucrat la noi, hai să fim serioși. Traume din copilărie, schimbări bruște, iată, de sisteme de viață și așa mai departe. Mediul este, poate să fie și frumos și prietenos, dar implicit toxic din toate punctele de vedere, uh-huh. Și tot timpul avem ceva de lucrat la noi. Adică cineva, eu sunt bine așa, lasă-mă pe mine așa că stau de 3 ani așa, uh-huh. Nu ești bine deloc. Uh-huh. Chiar deloc, adică. Uh-huh. Pentru că universul e în continuă mișcare, nu? Și noi fiind parte din univers, trebuie să fim și noi în continuă mișcare, corect? Așa este. Viața noastră este precum sângele în corpul nostru. El circulă. Păi ia, blochează-ți o parte, o arteră. Hai să vedem. Da? Uh-huh. Nu, nu ești acolo, nu. Acolo este un refuz, refuz să fac lucruri. Uh-huh. Nu vreau. Este echivalent cu nu vreau. Sau nu vreau să recunosc cine sunt, ce sunt, uh-huh. Și în primul rând nu-mi recunosc mie. Mi-e ok așa, nu aș vrea nimic mai mult, pentru că dacă aș vrea mai mult, m-ar bate Dumnezeu. Ce se întâmplă cu frica de a-ți dori? Da, aici exact cum spuneam, sunt niște credințe care trebuie lucrate. Frica de a-ți dori în România există, uh-huh. Sistemele care au fost înainte ne-au pus așa, la locul nostru. Tu stai aici. Uh-huh. În pătrățica ta, în banca ta, vezi-ți lungul nasului. Că exact. Toate proverbele îmi vin în cap. Da, sunt toate lucrurile astea pe care să le conștientizăm și cumva să le eliminăm. Conștientizarea ajută, uh-huh. Și să vezi care sunt benefice, care nu. Da? Nu-mi doresc mai mult. E simplu și te întreb, vrei 1 milion de euro? A, păi vreau. Păi zici că nu vrei mai mult. Păi nu-ți dau, lasă, stai acolo în sărăcia ta. Mai există încă o categorie de oameni care parcă și-ar dori, dar dintr-o frică, și mi-aș dori să-mi explici tu de unde vine frica asta, zice, băi, mi-aș dori milionul, dar nu-l vreau, pentru că trebuie să dau ceva la schimb. De ce există întotdeauna credința, întotdeauna? De ce există uneori credința că dacă vrei mai mult pe parte, ți se va lua pe partea cealaltă? Pentru că există, uite, că ca să-ți întorc credințele astea și vorbele astea românești, pentru că nu le poți avea pe toate odată. Bravo, dacă nu ziceai tu, ziceam eu. Iată. Da. Ba da, le poți avea pe toate odată. Că poate nu ești la 10 din 10 la toate, asta e altceva, că e o gestionare, e un time management și normal că unde pun mai mult timp și energie, acolo se întâmplă mai mult, dar poți să fiu la un nivel foarte bun, poți să fiu de 8 la 1, de 10 la 3. Uh-huh. Și așa mai departe. Deci, în momentul în care îți faci lista de dorințe și în cap îți vin nu pașii practici pentru concretizare, ci scuzele care te împiedică, de fapt tu nu vrei. Tu alegi absolut să nu faci alegi lucrul ăla vrei. Și nici nu mai trece pe listă, nu? Nu treci pe listă. Că nu e dorință. Uh-huh. Tu nu vrei aia. Tu doar te gândești că ai vrea. Dar uh-huh. E deja departe, până la dorință și până la acțiune. Uh-huh. De-aia am spus, după lista asta facem un plan concret de acțiune. Adică, ok, și ce facem cu asta? Hai să vedem. Și iei pe fiecare în parte și vezi ce ești dispus să faci. Mai am eu așa o serie de întrebări pe care le lucrez cu clienții. Ce ești dispus să faci? La ce ești dispus să renunți? Pentru că și renunțarea face parte din plan. Vrei aia, dar și tramvaiul, dacă e printre, să coboare cineva ca să poți să urci. Corect. Da? Așa. Și renunțare, nu ne referim la renunțări majore, ne referim, din nou, să o punem în planul concret. Dacă vrei să slăbești, trebuie să renunți la dulciuri și trebuie să renunți, nu știu, la o oră petrecută pe Facebook și să mergi la sală, nu? Absolut, și ție trebuie să-ți dea pe plus, da? Adică orice vrei tu, de exemplu, sau uite, vrei o relație conștientă, frumoasă, împlinită, dar tu ești în continuare cu gândul la fostul. Trebuie să renunți la chestia asta sau la o relație toxică în care te afli. Poate să fie major, dar ideea este că să-ți convină, adică nu... Mă despart de asta dacă găsesc pe unul mai bun. Păi așa spun majoritatea. Păi când o veni celălalt, pe păi unde să vină, că stai cu el. Da, exact. Unde da. Să vină și nu lași nici spațiu, nici emoțional, nici într-un fel. Era un schiz cerebru, în baie, baia, n-ai eu ce să mai gosti, da. Nu? Exact, da? Da. Deci, renunțare în sensul de a face loc.
mai exact, uh-huh, a spune eu. Și atunci lucrurile sigur că poate să vină către tine și mesajul este titlul emisiunii. Da, și tu poți, ideea este vrei cu adevărat, îți dorești, uh-huh, și ce ești dispus și demonstrezi universului că vrei, uh-huh, în momentul în care acționezi. Nu ai acționat, eu aici sunt neapărat mai sever, cum să zic, mai organizat, îmi place să spun că am și lucrat peste 13 ani în corporații multinaționale și acolo lucrurile au foarte clare și bine așezate și la mine este simplu pentru clienții mei. Dacă nu acționezi, pentru mine rezultă că nu vrei. Nu, uh-huh, există vreau fără acțiune. Uh-huh. Că la un moment dat tragi concluzia, știi, nu mai vreau pentru că e dreptul tău, nicio problemă. Dar nu există vreau, dar nu fac nimic. Uh-huh. Stai în ploaie, deschide umbrela, nu? Exact, da. Frumos, da. Bun, hai să facem niște pași concreți pentru persoanele care sunt singure de revelionul ăsta, da? Și care și-ar dori o relație. Să spunem că nu au relație toxică în momentul ăsta, că nici gândul a fost nu mai e, dar uite că nu s-a concretizat. Ce ar trebui să facă efectiv cu casa, cu, nu știu, felul în care arată, felul în care relaționează, felul în care se prezintă în lume? În primul rând, trebuie să-și închidă cu adevărat relația și să vadă ce a învățat din relația trecută sau dacă mai are de luat, ce mai are de luat de acolo. Apoi, trebuie să-și dorească să trăiască cu adevărat și să-și redefinească acest concept de a trăi, nu de a supraviețui. Uh-huh. Da? După care, este necesar să arăți bine și să te simți bine în pielea ta. Uh-huh. Și, cum ai spus și tu, în casa ta. În casa ta, fă și un pic de loc, așa, măcar simbolistic, eliberează două rafturi. Poate vine cineva, uh-huh, da? Ideea de a crea spațiu. Ține-o curată în caz că, nu știu, îți place instalatorul care, nu? Absolut, nu faci curat doar atunci. O ții curată, te simți bine, cumva aerisită, că e această idee de a primi. Adică nu vreau, dacă, de exemplu, ca bărbat, mă duc într-o casă care este ultra plină de peste tot, de n-ai niciunde să te așezi sau poate doar acolo, în rest toată, uite cum ați aranjat voi astea frumos aici, da? A spus câteva obiecte, dar n-a spus triliarde și au și ele, uh-huh, un sens acolo cum sunt, uh-huh, puse, da? Frumos, elegant. Dacă aș vedea masa aia plină, energia este că nu prea vrei nimic, ești bine tu acolo, stai acolo că eu n-am loc. Aha. Așa? Da? Formă. Uite să zic așa un alt lucru, creează-ți nevoia de a avea un partener. Că dacă tu ești femeie independentă și le faci pe toate și ce face bărbatul și ce face femeia, cumva bărbatul nu o să vadă nevoia ta și nici tu nu o să ai cumva nevoia de complementaritate, de a primi. Lasă că eu mă descurc singură. Perfect, te rog, descurcă-te. Păi și invers, un bărbat care le face pe toate? Și invers, este valabil, am dat așa exemplu cu femeia, și invers, și bărbatul la fel. Dacă el și calcă și spală bine, nu că doar pentru asta ar trebui să fie femeia, dar... Asta voia să punctez acum, ce frumos ne-am dus, da, cu gândul acolo, această credință limitativă. Da, limitativă. Nu, adică, iată, știi, da. Așa, dar și bărbatul la fel, trebuie să înțeleagă, atât bărbatul cât și femeia, că amândoi au ceva ce nu are celălalt. De-aia este complementaritatea și pe sexe, și pe energie, și pe ce vrei tu. Una este când un bărbat îi face un compliment unei femei, altfel îl primește decât dacă îl primește de la o femeie, care oricum știe că de fapt azi de complezență, că oricum nu se suportă una pe alta. Credință limitativă. Da. Ok. Păi da, da, da. Păi lumea trăiește în asta. Da. Asta e realitatea, din teren, ca să zic așa. Noi ca bărbați și ca femei, iarăși asta trebuie să facă, să înțeleagă ideea de complementaritate și de nevoie în sensul pozitiv, nu că sunt independentă sau handicapată sau handicapat dacă mă ajută el sau ea. Uh-huh. Da? Noi ne unim de fapt bărbatul și cu femeia, suntem diferiți în minte și modul de a gândi în modul general și științific demonstrat și psihologic. Ne unim în inimă și în sex în principiu. Da? Acolo cum avem nevoie unul de celălalt și suntem bine? Da? E, așa putem să extrapolăm chestia asta și la viața de zi cu zi. Eu fac una, tu faci alta, facem lucruri împreună, facem lucruri și separat. Și să înțeleg această nevoie, pentru că foarte des îmi vine în cap, dar n-am nevoie. Dar eu mă descurc singură. Dar vreau bărbat. Nu te-am întrebat dacă îți car cauciucurile singură, nu, asta era ideea. Știi, adică... Da. Nu, că am avut caz și zice, s-a supărat noul meu iubit că m-am dus să iau singură cauciucurile, să le schimb. Păi nu, că eu mă descurc, era așa.
nu mă descurc eu. Uh-huh. Și ce cred că nu e acum am venit. Păi zic, normal că nu e acum, se simțea și el util acolo. Lasă să facă și ceva. Cerești ajutorul din când în când. Și acțiuni concrete, networking. Adică ies din casă, deschid ușa, intru pe Facebook, pe Instagram, pe fiecare, pe ce dorește, ies cu prietenii și așa mai departe. Adică nu aștept să vină. Păi nu, că eu nu caut pe nimeni. Hai să râzi, eu știu o poveste în care doamna respectivă zicea, bă, eu sunt mămurit în momentul în care vine ăla la ușă. Și culmea este că chiar i-a sunat la ușă cineva care avea o pană și sunt căsătoriți de 20 de ani, cred că acum. Așa este, întotdeauna există excepții, dar chiar și așa, undeva ea a fost dispusă să primească această relație. Adică sunt mai multe lucruri. Bine, excepția care confirmă regula. Da. Ovidiu Iangă, îți mulțumim pentru lecția asta de viață și mulțumim pentru că ne-ai învățat cum să ne facem lista de dorințe și am văzut că nu e așa de simplu și nici cu lista asta de dorințe să ne apucăm să scriem acolo că vrem, eu știu, să slăbim, să fim celebri și să fim bogați. Trebuie să stăm acolo să vedem de ce mai ales ne dorim toate lucrurile astea și să vedem dacă suntem dispuși să primim lucrurile pe care ni le dorim. Eu ce pot să vă spun? Să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în tot anul 2021 și să vă urez un 2022 fix așa cum vi-l doriți și așa cum sunteți dispuși să-l primiți. La mulți ani!